Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 3 milioane de euro pentru că și-a făcut un lac fără autorizație în curtea vilei sale undeva în statul Rio de Janeiro, pe lângă Rio, nu știu. Definește curte. Lac. Da, lac, mă, și-a făcut lac, lac, nu lac, adică nu piscină. Lac. Problema e ca să construiască lacul lui Neymar, a fost nevoie de schimbarea cursului unui râu, mutarea de stânci și modificarea peisajului din zonă și a făcut și plajă la lac, la lacul respectiv, fără autorizație totul. Nu știu dacă și-a făcut și loc de pescuit. Bă, cred că problema cu lacul nu era problemă, dacă nu devia râul ăla, mă gândesc. Da, păi, fără autorizație a modificat acolo geografia și geologia locului. Autoritățile, de altfel, pare să fie indignare mare pe subiectul ăsta, au ordonat luna trecută încetarea oricărei activități la vila asta, până când se termină cu totul ancheta, drept pentru care Neymar a făcut și o petrecere cu prietenii. Dacă în disprețul legii și al autorității, ce tupeist ăsta este. Dacă ar trebui să se ducă să pună un deget pe el ca să se rostogolească pe jos, țipând că a fost rănit. Da, 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 altfel e tupeist. Auzi, dar are și un exemplu foarte bun Neymar, mă gândesc, pentru chestia asta. Mai era cineva care voia să aducă Dunărea la București, mai ții minte? Da, Dunărea la București au vrut să o aducă mulți. Te referi la canalul Dunăre-București? Da, 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 da. N-are legătură. Canalul Dunăre-București este o investiție serioasă. Așa e, da, așa, mă gândeam așa în mare. Credeam că zici de Teleorman, de cum era, da, unde a avut domnul Dragnea tras o bucată de Dunăre. Belina. Da. Așa. Da. Ai zice că 3 milioane de euro pentru Neymar nu înseamnă mare lucru. Și poate că așa e, dar măcar la un moment dat și acum îl anchetează și alte organisme, adică Biroul Procurorului General, Poliția Națională, Biro de Protecție a Mediului din Brazilia, alte agenții de guvernamentale, adică este anchetă, Neymar a încurcat-o. Și așa și plătit deja. Eu cred că nu e de glumă chiar așa. Cred că le dă socoteală. Aici nu se întâmplă nimic. Voi v-ați referit nu la canalul Dunăre Marea Neagră, ci la cazul Belina. Uh-huh. Ăla era cazul la care se referea domnul Safiu. Belina, dacă ați uitat, pentru trecerea... Belina era un domeniu al domnului Dragnea. Când era Dragnea Mare. Și pentru trecerea domeniului Belina de pe Dunăre, de la apele române la Consiliul Județean Teleorman, un organism controlat de domnul Dragnea, astfel încât Consiliul să-i dea dânsului, practic, prin interpuși, s-au schimbat niște coduri de clasificație pentru suprafețele respective. Că nu se putea face altfel transferul prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege și era complicat cu legea, hotărârea de guvern s-a dat ușor. Și schimbarea acestor coduri, prin schimbarea acestor coduri, un braț al Dunării și o insulă au fost mutate pe hârtie de pe Dunăre, înțelegeți? Deci s-a mutat cursul Dunării pe hârtie. S-a făcut printr-o hotărâre de guvern care a fost inițiată de ministrul mediului de la vremea respectivă, doamna Rovana Plumb, prietena fixativului, după care doamna Sevil Șaide, dacă mai țineți minte și de dânsa, era secretar de stat la Ministerul Dezvoltării pe atunci, a inițiat o altă hotărâre de guvern prin care domeniul Belina a fost efectiv trecut la Consiliul Județean Teleorman, care l-a dat mai departe după aceea la Dragnea. Deci oamenii aia... Și acolo Consiliul Județean Rio, probabil... Deci oamenii aia de la Consiliul, de la Guvernul României, ei au modificat cursul Dunării pe, în mare acte, lucru. Ca să... Da. Și acolo se pescuiau știuci. Știți că se mai încea domnul Dragnea, mai pescuia știuci cu domnul Grindeanu și cu domnul Ciolacu. Cu toți prietenii lui. Domnul Ciolacu nu fusese încă promovat. Domnul Ciolacu e același cu domnul de la care e prim-ministru acum? Da, domnule, ce să vezi, extraordinar. Dar dânsul pe atunci era mai mic, nu era promovat la rangul de prinzător de știuci. Da, da, apare în poze. Da, era la vâslit. Deci pe domnul Ciolacu, nu, serios, domnul Ciolacu vâslea. Deci au luat un băiat care să le vâslească barca și ăla... Mă înțelegeți în ce situație suntem? Deci și au luat un băiat ministru. Dragnea și cu Grindeanu. Grindeanu era prim-ministru și se negocia pe ordonanța 13 și l-a dus la el la Belina, pe domeniul trecut, mutat fictiv de pe Dunăre, ca să-l convingă. Și a dat un job. Uite, vezi dacă își pune asta în CV? Și ăla a vâslea pe acolo. Avea și CV. Da, vâslitor. Domnul Ciola. Asta e. Deci, băi, de fapt, asta e. Știi că Luca zicea că Neymar nu plătește, nu contează. Deci Neymar a luat amendă de 3 milioane de euro că și-a făcut fără autorizație un lac în curtea lui, proprietate privată, și a încălcat legea, a mutat un râu, a mutat stânci pe acolo și a adus nisip. A luat 3 milioane de euro și mai sunt vreo 4 agenții care l-anchetează. În timp ce în România niște politicieni de vârf au mutat fluviul Dunărea în acte ca să-i dea unui, un domeniu șefului de partid.
și nu ni s-a întâmplat nimic. Dar sigur, Brazilia e o țară foarte coruptă, nu ca România. Nu, sigur. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.